Centrul Național de Cultură a Romilor Romano Care prezintă expoziția Artele Plastice Rome în Contemporan. Denis Nanciu, student la UNARTE, la ceramică sticlă metal, e prezent aici cu lucrări de desen, grafică și pictură, cu căutări multiple, cu influențe expresioniste, dar și suprarealiste, cu o poetică analitică, dar și de sinteză, cu o cromatică îndrăzneață. În același timp, lucrările lui abundă de coduri și simboluri, din care naște, iată, de fiecare dată, o poveste a lui, prin care ne conduce cu blândețe. Un artist care promite mult pentru viitor. Mă numesc Denis Nanciu, am 21 de ani, sunt din Nana, județul Călăraș. Sunt student anul 3 la Facultatea de Arte Decorative și Design, specializarea CSM, sticlă, ceramică, metal. Îmi place foarte mult pictura în ulei, doar că încep să abordez și pictura în tempera. Mi-a plăcut de mult să pictez, pictam mereu și a venit și ca o demonstrație, pentru că un prieten de-al meu care nu avea talent desena mai bine ca mine și atunci a fost ceva să demonstrez că pot să desenez sau să pictez mai bine ca el. Îmi place foarte mult suprarealismul, către asta tind să mă îndrept și acum sunt într-o fază în care sunt la studiu și ușor spre abstract. Atunci când pictez, simt că nu pierd timpul, simt că sunt un creator și îmi dă o stare de liniște și mă conectează cu tot interiorul meu.